E care arată totuși deschidere, asta e bine. Cumva era mai sceptic la finele anului trecut, dar eu ceea ce am propus și ceea ce voi milita în dialogurile mele este un plan foarte concret al politicienilor, un plan pe care o să-l duc și eu la îndeplinire, care cuprinde vizite diplomatice și aici în 24 februarie voi avea o întâlnire cu ministra pentru relațiile europene, doamna Ed Stadler din Austria. Deci Austria nu trebuie lăsată așa, am văzut și semnalul dat de președinte care a retrimis ambasadorul acolo. Eu cred că nu este deloc încheiată, dimpotrivă trebuie să avem un plan foarte clar. Sunt dezamăgit că nu avem acțiuni mai multe, adică a trecut momentul Austria și avem impresia că ei își vor schimba părerea poate dintr-un sentiment de vină. Politica nu funcționează așa, ei își vor schimba sentimentul și votul dacă noi facem niște pași în direcția aia. Și propunerile pe care le am eu, de exemplu, sunt de raportare regulată a valurilor de migrație. De exemplu, trebuie mereu să spunem atunci când Nehammer minte politicianist, cum a făcut acum recent, în privința migrației indiene, care, vezi, doamne, ar trece pe la noi prin România. Deci, mie mi se pare important să facem 4 pași, să convingem Austria prin toate mijloacele pe care le avem, la care particip și eu. 2. Să avem un dialog cu Olanda și cu Bulgaria, pentru că Olanda e celălalt stat care s-a opus și nu contează că ne-a favorizat pe noi, important e rezultatul votului care ne afectează. 3. Dacă ajungem la o înțelegere cu Olanda și Austria, atunci mergem la Consiliul Jai, atunci mergem la președinția suedeză. Eu cred că eforturile nu vor da roade așa de rapid, mă aștept mai degrabă la președinția următoare, care este cea spaniolă, să înțeleagă mai bine necesitățile noastre în materie de migrație și de Schengen. Bun, pasul 4, mie mi se pare logică, dacă Olanda nu vrea sub nicio formă aderarea Bulgariei, și ăsta este un element pe care noi nu îl controlăm, din păcate, trebuie să vedem care sunt pașii tehnici, logistici, pentru a pregăti o intrare separată, pentru că nu poți să depinzi mereu de un guvern care nu are, asupra căruia nu ai influență. Mai important pentru dumneavoastră este subiectul sănătății sibienilor. După cum știți, mă implic foarte mult și în privința finanțării Spitalului Județean, care devine o mantră cumva destul de obositoare a sibienilor, pentru că nu mai întrevăd cum finanțăm acest spital. Din păcate, ați văzut, așa cum am anticipat în noiembrie, într-o conferință de presă aici, am anticipat că se vor da fonduri în multe locuri și câte puțin. Exact asta s-a întâmplat atunci când lista de spitale a fost prezentată. Sunt convins că lista care va fi prezentată în 30 martie tot același lucru va arăta, că vor merge bani câte puțin la cât mai mulți. De ce? Pentru că este un an preelectoral și este ușor de imaginat de ce guvernul ar face așa ceva și nu altceva. Din păcate, sau și din fericire, într-un fel, Sibiu va beneficia doar de 15,7 milioane de lei, de ce zic din fericire, pentru spitalul militar care primește acest bani pentru realizarea pavilionului nou cu blocul chirurgical politraumă. Pe lista scurtă finanțează și un spital din Piatra Neamț. Asta mi s-a părut interesant pentru că valoarea lui este de 199 de milioane de euro, acea valoare psihologică de care se vorbea în criteriile acelea. Și asta înseamnă cam 70% din finanțarea PNRR, adică ei primesc 70%, și atunci îmi imaginez destul de ușor că Piatra Neamț va putea obține, de exemplu, un împrumut de la BEI. Acum, așa cum v-am anticipat și cred că și dumneavoastră ați înțeles prin schema de finanțare pe care v-am prezentat-o și prin faptul că nu îmi dădea acest număr, trebuie să zicem foarte clar că faptul că nu avem bani din PNRR este un eșec. Trebuie să o spunem pe românește. Nu ai ce face, nu ai cum să o dai, nu ai cum să o învârți. Este un eșec de ce? Pentru că toate lucrurile, toate investițiile care s-ar fi realizat din PNRR au dată limită 2026, pe când dacă mergem spre POS, Program Operațional de Sănătate, ne îndreptăm spre 2029 cel mai devreme. Pentru că programele operaționale, fondurile europene sunt mult mai imprevizibile, nu mai există presiunea asta a PNRR să facem acum din acest Next Generation, din acest pachet mare de reziliență. Și atunci, eu îmi doresc foarte mult aici la Sibiu și în perioada următoare mă veți vedea implicat aici pe acest subiect, să arătăm celor de la București că banii europeni nu sunt pentru ei, ci sunt pentru noi.
Cum facem asta? Poate printr-un demers cetățenesc, poate printr-o strângere de semnături. Eu cred că trebuie oamenii din această localitate să se răscoale. Pentru că nu mai este posibil ca Bucureștiul să ne trateze cu flit. Și ne tratează cu flit în momentul ăsta în privința sănătății. Și acest guvern, această coaliție guvernamentală, este clar că Sibiul nu este luat la inimă. Mie mi este destul de evident, nu știu dacă și dumneavoastră. Bineînțeles că îmi doresc din tot sufletul ca banii să vină din POS. De fapt, este ultima cale. E ultima. Aveam mai multe la început. Cred că în octombrie discutam încă de 3 căi, în noiembrie de 2, că am zis deja cu PNRR este out, după vizita la Bay. Și acum vorbim de una. Ne rugăm cu toții, dar rugatul nu este suficient, trebuie să mai și facem lucruri. În plus, am fost săptămâna trecută, nu v-am dat un semn pentru că eram în acțiune, cum ar veni, am fost la neonatologie, la invitația doamnei dr. Livia Ognean, o invitație pe care am onorat-o cu drag, pentru că o admir și îmi place foarte mult ce face acolo. De fapt, sănătatea românească este ținută în brațe de câțiva îngeri, în ciuda statului care este foarte ineficient. Și acolo am descoperit 3 probleme pe care mă aplec și de care mă ocup. 1. Lipsa personalului. Lipsa crâncenă a personalului. După cum știți, probabil, angajările în sistemul medical și la stat în general au fost blocate până la 1 ianuarie. Este o lipsă cruntă, nu doar de medici, dar și de asistente medicale. Când am fost eu acolo, erau 3 la 8 copii și dau seama că fac o muncă enormă. De obicei, la acele incubatoare ar trebui să fie o asistentă care se ocupă de fiecare incubator. Am fost șocat de probleme, dar am fost și încântat de soluțiile pe care le dă doamna Ognean, de soluțiile pe care le dă Baby Care și de fapt asta arată de fapt că și la stat ar trebui antreprenori, adică ar trebui oameni care se implică, ar trebui lideri, nu doar funcționari care zic nu se poate pentru că nu se poate. O altă problemă e nedecontarea tratamentelor. De exemplu, screening genetic nu este decontat, costă foarte mult și ar putea evita foarte multe din problemele de naștere. Dacă vedeți micuții de acolo, mulți născuți cu 700 de grame, mulți cu boli grave, cu malformații, pleci foarte impresionat de acolo. Lipsa vaccinurilor obligatorii și gratuite. De exemplu, avem o problemă aici în privința hepatitei B, ca să nu mai zic de problema generală de vaccinuri despre care am vorbit săptămâna asta la Strasbourg, de orice vaccin antigripal și altele care sunt acum foarte, foarte cerute. Dar, în privința acestei vizite la neonatologie, hepatita B este o problemă efectivă, precum și în privința tuberculozei, de exemplu. Și atunci, blocajele care vin de la sistemul, de la nivelul național. Îmi pare rău să zic, dar politicienii care s-au perindat la Ministerul Sănătății nu ascultă baza, nu ascultă spitalele. Cred că fac mai bine decât ceea ce le zic oamenii din spitale, ceea ce le spun directorii. Ce am făcut în acest sens? Astăzi am derulat o scrisoare domnului Rafila, pe care încerc foarte mult să tot pun presiune. Deci nu știu cum să mai pun presiunea pe domnul Rafila. Am încercat și atunci cu spitalul, nu știu dacă ați văzut, el a declarat că lista va fi gata în 27, nu a fost gata, mă rog. Tot trag de lucrul ăsta pe sănătate, pentru că mi se pare tema cheie pentru Sibiu, pentru orașul nostru. Nu știu dacă o simțiți la fel, alături de altele, cum ar fi traficul, cum ar fi poate administrația, poate sunt și alte teme, dar sănătatea ne afectează pe toți, în momentul în care noi trebuie să facem naveta spre Cluj sau Târgu Mureș pentru aproape orice afecțiune mai serioasă. Deci, am lansat această scrisoare către domnul ministru Rafila în privința problemelor de la neonatologie pentru care am cere ajutor și nu numai de acolo. Personal medical specializat, de exemplu, este o mare problemă. Angajarea, apoi cheltuielile de care vă ziceam, pe screening neonatal, mi-aș dori să fie, acolo mă voi adresa și Casei Naționale pentru că este o problemă ce ține de ea și în ultimul rând asigurarea cu vaccinuri. Rămân în continuare eurodeputat care se ocupă de sănătate în Parlamentul European alături de mediu și problemele sibienilor îmi pasă foarte, foarte mult de ele și încerc să aduc Europa cumva aici, acasă, ceea ce nu e un efort neapărat ușor, dar mi se pare extrem de necesar. Mai am 2-3 lucruri de zis politic.
Aici poate e mai greu de înțeles. Știți că tot anul trecut v-am vorbit de omul cu banii. Mă ocup de bugetul pentru anul ăsta, pentru 2023. L-am negociat, am obținut lucruri. Dar anul ăsta se mai întâmplă ceva foarte important la nivelul Uniunii Europene. Bugetul pe 7 ani se redeschide. Pentru că nu mai sunt bani la nivelul Uniunii Europene și sunt din ce ce mai mult probleme. Și atunci statele membre, după mine, trebuie să cotizeze mai mult ca să poată Europa da mai mult. Și eu cred că și acolo voi fi foarte activ anul acesta, mai ales pe mai multe teme, pe sănătate, pe industria militară, îmi pare rău să zic, nu știu dacă urmăriți și ce se întâmplă în Germania, cu tancurile, cu lipsa livrărilor către Ucraina, este foarte important ca Europa să fie mai pregătită, să livreze tancurile, pentru că degeaba stau frumos în hangare prin Germania, când problema este la granița noastră. Am fost săptămâna asta numit raportor al Renew pentru calitatea aerului, nu știu dacă ați văzut, am dat un comunicat în acest sens. De ce e important dosarul ăsta? Important poate mai puțin pentru Sibiu, dar sunt foarte multe orașe. Noi aici măsurăm calitatea aerului și la biroul acesta și la toate birourile din țară. Dar sunt, de exemplu, regiuni, cum este București, cum este Ilfov, în care calitatea aerului este dezastroasă și duce la afecțiuni pulmonare, la scurtarea vieților multor români. Sunt foarte mândru că am luat dosarul ăsta. Ce intenționez să fac cu el? Intenționez să mă duc peste autoritățile din România și să îi forțez să aplice legea europeană. Pentru că altfel nu se poate, oamenii mor cu zile, arderile continuă, mai ales de când a plecat colegul meu, Octavian Berceanu, de la Garda de Mediu, parcă iară se arde ca în Codru, în jurul Bucureștiului. Ultima idee, în local, în decembrie, am anunțat o bursă, pentru că întrebarea mea era cum arătăm că suntem solidari de 1 decembrie, de ziua națională. Nu? Cum toți politicienii zic, pun un tricolor, eventual o ie, nu știu, merg la Ora Unirii. Eu am ales să ofer către 2 copii nevoiași din acest oraș, 2 burse pe parcursul acestui an și am găsit acei copii. Mulțumesc celor care ne-au scris despre cazurile sociale, respectiv sunt 2 copii cu nevoi speciale. Adelina este în clasa 9-a la un liceu de meserii din Sibiu și se chinuie cu deficiențe de vedere grave, iar și învață o meserie de cofetărie și panificație, iar Darius are 8 ani și este un copil care merge la centrul școlar de educație inclusivă numărul 2, cel de lângă Astra, din parcul Astra. Cam atât am avut de zis astăzi. Pentru prioritățile politice aștept întrebările dumneavoastră. Îmi pare din nou rău, am spus la începutul conferinței pentru cei ce n-au venit că domnul Mateescu, sociologul, din păcate nu a mai putut să ajungă, așa că prefer ca acel subiect să revenim o dată viitoare. Cum au fost selectați acei copii și de ce au fost aleși Adelina și David și nu alții? Și dacă mai trebuie să mai fășească bursă de parcurs? Acum, sincer, n-am avut neapărat așa un punctaj, să zicem așa, dar mi s-a părut cazul lor printre cele mai dramatice pe care le-am primit și am considerat că banii pe care îi dăm ar avea cel mai mult sens pentru copiii aceștia, pentru că familiile lor, unul e crescut de bunică, altul de mamă singură care, mă rog, se chinuie destul de mult și atunci criteriul ăsta social, să zicem, a contat cel mai mult și dacă îi ajută efectiv la învățătură, fiind copii cu nevoi speciale, au nevoie de terapie, au nevoie de cursuri, de să poată vorbi, să poată, sunt multe costuri asociate pe care numai un părinte le poate simți. Nu știu, nu m-am gândit. Ne gândim, de exemplu, să ajutăm bătrânii. Bătrânii sunt un sector la care nu prea ajunge nici USR-ul, nici europarlamentarii în general și este mare păcat. Așa că unul din proiectele noastre pe anul ăsta este să ducem, așa cum am mai dus la Bruxelles tineri anul trecut, acum vrem să ducem poate un grup de seniori. Asta mi se pare foarte important. De ce? Pentru că eu vreau să se simte implicați și să simte și ei ce aia Europa, ce face. Mișcarea de care ai vorbit, pe care o planifici, o gândești, o intenționez referitor la a atrage atenția guvernului asupra necesității construirii spitalului de la Sibiu. Concret, ce gândești? O petiție, o manifestare publică, nu știu, un protest? Poți să-mi dai ghidul de inițiativă civică pe care l-am produs? Mersi. Deci, în multe județe ale țării, Ada, vezi că e acolo în spate, în multe județe ale țării, oamenii am impresia că sunt mai întreprinzători decât poate sunt la noi și am produs acest ghid de inițiativă civică. De ce? Inspirat de colegii mei de la Constanța și de la Gigea.
care au pornit două inițiative civice ale cetățenilor cu strâns de semnături, una pentru oprirea tăierii pădurii Comorova, care este singura pădure virgină, frumoasă, pardon, nu e virgină, care e plantată de regele Carol, greșesc, însă este singura pădure din Dobrogea, lângă un spațiu locuit, să zicem așa, și m-a inspirat efectiv. Și atunci am zis, hai să reproducem. Pe mine mă interesează chestia asta de a reproduce la scară inițiative bune. Că degeaba dau eu două burse, sunt cumva, dacă nu există o mișcare la nivel național. Și atunci mi-aș dori, în privința spitalelor, să vedem exact asta, să zică oamenii, dacă avem 10.000 de semnături de sibieni care zic, domnul Rafila, uitați-vă spre Sibiu, cei de la București au impresia că Sibiu este un oraș bogat și foarte răsfățat. Noi de aici știm că nu este așa, mai ales pe domeniul sănătății. Și atunci să dăm forța asta cetățenilor să zică anumite lucruri. Și mie mi se pare importantă chestia asta, să mergi la bază și să te întorci către guvern cu așa ceva. Și intenționezi să faci o platformă? Dincolo de asta, mi se pare important ca să urmărim toate proiectele astea care se derulează prin PNRR. Da? Deci guvernul cumva a dat un cadou de Crăciun sau de anul nou, mai degrabă, că în 28 a anunțat, mai multor orașe. Bun, și toate acele orașe s-au bucurat, până în 2026 vom avea spital nou nouț. Noi sibieni am mai auzit poveștile astea și știm să fim mai sceptici, să nu ne bucurăm prea devreme. Și mi-ar plăcea ca această idee de la Sibiu să fie poate luată și de alții și să ne uităm peste tot unde au promis spitale și dacă chiar le fac. Și la noi, dacă au promis că până în 2026 se va termina acea secție la militar, să vedem că chiar se face, să nu vedem iar probleme și amânări și așa mai departe. Ce șanse crezi că mai există ca noul spital județean Sibiu să se mai construiască? E unul, de când am început să mă uit atent la această speță, am devenit din ce în ce mai sceptic. Am zis-o asta când nu-mi dădeau calculele. Când am fost la BEI și am observat că dacă n-ai nici măcar 50% din cofinanțare, nu o să-ți dea ăia. De ce? Pentru că BEI este o bancă, nu este o societate de întrajutorare. Ca și cum îți iei o locuință, când te duci la bancă, cer gaj, ipotecă, garanții că ai salariu, etc. Nu, așa e și BEI. Iar un jucător, cum este Consiliul Județean sau doar Municipalitatea, nu pot să acopere acele gajuri pentru că nu au suficiente venituri să acopere asemenea gajuri de așa o mărime. Și atunci am anunțat deja în conferință de presă în noiembrie că PNRR va fi exclus, am avut dreptate. Iar acum, cum să zic, sunt așa pe 50-50 dacă POS se va întâmpla sau nu. De ce? Pentru că nu știu ce înțelegeri au la nivel politic în alianță în privința Sibiului. Efectiv, nu știu. Dar știu că discuția se poartă în coaliție și discuția se poartă politic. Această scrisoare a fost trimisă după intrapirea sau... Da, după masa asta, nu? Da. Am trimis-o deja. O să ar mai fi posibil pur și simplu integral să fie finanțat, nu doar cu împrumut. POS-ul are alte reguli ca PNRR-ul, trebuie să văd dacă este... Și POS-ul se poate combina cu împrumut BEI. Și POS-ul se poate combina cu împrumut BEI. Și atunci, mai știți că am discutat despre chestia asta. Era ori PNRR plus BEI, ori POS plus BEI, dar nu mergea amândouă plus BEI. Erau mutuale exclusive. Deci POS-ul poate fi plus BEI. În condițiile în care Consiliul Județean clar nu are posibilitatea să finanțeze, la guvern nu se știe încă, consider oportună reluarea discuțiilor încât să intre pentru finanțare în joc și primăria Sibiu, care este unul dintre beneficiari? Eu cred că trebuie să fie și un răspuns municipal. Sincer, mulți doctori văd și ei, mulți medici de pe secții văd și ei ce se întâmplă. Anumite secții, trebuie să spunem foarte clar, s-au dezvoltat destul de bine în Sibiu. Altele sunt într-o stare foarte proastă, mai ales în clădirile istorice de la Spitalul Județean din Vale, cum ar veni. Alte secții însă stau destul de bine și s-au investit foarte mult, mai ales din inițiative private. Poate ar trebui să se gândească municipalitatea și la așa ceva. Poate ar fi necesar. Mulți medici spun asta. Dom'le, dar de ce nu facem un spital municipal? Că municipalitatea are bani, în fiecare an anunță excedent.
De ce nu ne gândim și la asta? Cum vedeți soarta spitalului CFR din Sibiu? Știind că luna decembrie Ministerul Transporturilor a făcut un anunț prin care dorește să predea respectivul spital unei alte instituții. Au fost mai multe speculații și în presă și chiar oficiale privind interese de la nivel de instituții de preluare. Care credeți că ar fi cea mai bună soluție pentru respectivul spital? Îmi pare rău, nu am toate datele ca să vă pot da o soluție în acest moment. Va trebui să mă aplec mai mult, poate să fac și o vizită la CFR. Am făcut la multe spitale din Sibiu vizite și o să fac și acolo. Din păcate, n-am toate elementele să dau o soluție magică.